primul rând, felicitări pentru revenire. În setul 2, după ce ai ratat a treia minge de set, la 6-5, ai zâmbit când ai dat reverul la fără. Îți mai aminte la ce te gândeai în momentul ăla? Te simțeai în control? Erai... Nu neapărat. Mi-era un pic greu că am pierdut atâtea șanse. Poate și mi-a scăzut un pic și încrederea pe care mi-o făcusem până cu revenirea pe care am avut-o. N-a fost ușor, dar s-a întâmplat să iau setul 2 și după a fost mai ușor. Cum te simți acum față de alte semifinale de slam pe care le-ai jucat în momentul ăsta? Cum da, nu mă gândesc că e semifinală. Chiar și astăzi nu m-am gândit că e sferturi pentru că îngreunează un pic. E presiunea mai mare dacă mă gândesc că e sferturi, semi, turul 3, turul 2. E doar un meci. Un meci în care am o șansă ca și astăzi. Sper să o joc până la capăt, îmi doresc asta și sper să o încurc cu ceva mâine pentru că are un joc destul de puternic și lovește din toate părțile ale terenului și trebuie să fiu foarte prezentă la fiecare punct. Simona, ai putea să faci o comparație între cum te simți acum față de cum a fost în 2014? Păi, n-a fost aceeași întrebare, da. Nu vreau să mă gândesc că e semifinală. Nu vreau să mă gândesc nici la momentul din 2014. E diferit, sunt altă jucătoare, sunt mult mai prezentă pe teren, mai calmă. Încerc să mă gândesc doar ce trebuie să joc contra ei și să dau tot ce pot ca să câștig mâine. Cum te-ai simțit astăzi, Simona? Cred că s-a văzut până la set și 5-1 că nu prea bine, însă ea a jucat, a dominat meciul, a dat cât a putut în toate mingile și a jucat un tenis extraordinar din punctul meu de vedere, iar după aceea am încercat doar să schimb ritmul, să o fac un pic să se grăbească, să se miște un pic mai mult și s-a legat după. Din punct de vedere emoțional, cât de dificil este să te resetezi după un astfel de meci și să te bagi la loc. E uitat de deja. Nu mă gândesc, de asta nici nu prea pot să comentez jocul în sine, pentru că e greu. Mâine am un alt meci. I-am luat doar pozitivul, așa am vorbit și cu Darren. Bineînțeles că n-au fost toate ok astăzi, dar contează că am terminat cu bine și am terminat destul de puternic în setul 3. Iau doar acele părți și sunt încrezătoare în continuare. Legat de cum a început meciul, cum te-ai simțit? A fost poate încordată? Sau? Da, cred că am fost un pic încordată și nu-mi pleca mingea din rachetă. Am schimbat câteva rachete, nu obișnuiesc de fel, dar până am simțit că pleacă, a durat ceva. Te simți puternică, întărită după astfel de experiență? Da, mă simt, nu știu dacă mai puternică, mă simt bine, știam că pot să fac niște meciuri bune aici, mai ales după rezultatele pe care le-am avut la Madrid și Roma, însă niciodată nu știi, pentru că și astăzi s-a văzut, am fost la un pas să pierd, dar dacă lupți și stai până la final, ai o șansă, dacă nu, nu mai o pierzi tu. Însă fiecare jucătoare este bună la nivelul acesta și fiecare meci e dificil, așa că mă gândesc doar la, și m-am gândit de când am început turneul, numai la meciul următor. Așa de, mai emoționat suntem noi, că uităm întrebările. Simona, cum ai gestionat până la urmă cu atâta calm? Spuneai foarte mult că ai luat totul pozitiv acum și ai gestionat cu calm diferența de scor. A fost impresionant. Poți să ne spui câteva cuvinte? Da, cred că mental am stat acolo. Cum am spus, am muncit, am luptat până la sfârșit. Nu am cedat, ceea ce e cel mai important lucru pentru mine. A trebuit să stau așa, altfel n-aș fi avut nicio șansă, pentru că la început a jucat ea foarte bine. Însă după s-a legat și am început să cred tot mai mult și m-am enervat un pic pe teren, ce-i drept, dar tot enervarea a fost ceva mai pozitiv decât înainte și m-a ajutat. Simona, o dramă în trei acte, o oră și un sfert, actul întâi, în care personajul secundar a câștigat net 6-3-5-1 și apoi a venit momentul cheie al acestei povești sportive de pe Suzanne Lenglen, în care
ai zis și cum, adică chiar să plec de la Roland Garrosul meu drag și să mă apuc și te-ai apucat de treabă. După care actul 3 a fost așa ca o poveste frumoasă de 6-0. Cred că e corect? A jucat extraordinar la început. Eu am jucat un pic scurt, însă ea a lovit de la început cu încredere, a schimbat un pic tactica, la Roma n-a jucat chiar atât de puternic, n-a lovit atât de puternic. Nu prea am avut, cum să zic, arme în prima fază, pentru că mingea mea se ducea foarte scurt și ea putea să atace foarte ușor. Însă la 5-2, set 5-2 am spus că e totul terminat și poate că m-a ajutat acest lucru. Mi-am dat drumul la braț și am putut să mixez jocul, ceea ce cred că a făcut-o să se deregleze și a început să mai greșească un pic, iar după am putut să controlez eu mai bine meciul. Am avut noroc la mingea de set. Ea a avut înainte mult mai mult liniile toate. La minge de set pentru mine am dat net și am câștigat, că mă chinuisem deja de 3-4 ore, am avut minge de set. Iar după în setul 3 am avut încredere 100% că pot să câștig. Ai avut și suporteri de soi și cei dragi ție. Cei mai dragi ție, care au venit de azi dimineață din România pentru a fi alături de tine. Da, părinții tot timpul sunt alături de mine, chiar dacă sunt prezenți sau nu. Însă m-am bucurat că au venit și m-am bucurat că am putut să întorc, pentru că ar fi fost un gust amar dacă veneam și pierdeam. Însă mi-e drag că sunt aici și mă ajută. Și când totul e și mai greu, parcă toți campionii, toate campioanele care erau pe hârtie, vor fi și în fața ta. Acum ai o semifinală, așa cum scrie la carte, favorita 2 cu favorita 3. Vei juca cu Carolina Plișcova. Da, este o jucătoare puternică, pot să spun, din punct de vedere că lovește foarte puternic loviturile, de oriunde. Va fi diferit de ceea ce am avut astăzi, însă trebuie doar să merg, să fiu pregătită pe picioare, puternică și să încerc să-i schimb ritmul, să-i schimb jocul un pic, să nu o las să-și facă treaba așa cum îi place ei. Unde te-ai gândit, acum în încheiere, ultima întrebare, unde te-ai gândit că toate nețurile și tușele din primul set ale Svitolinei se vor întoarce la tine? M-am gândit și am crezut că se întoarcă, trebuia, erau prea multe și juca prea bine din punctul meu de vedere și am zis că trebuie să se schimbe ceva. Bine că am crezut în asta, însă cred că și jocul meu de după a ajutat mult să preiau conducerea în setul 3. Succes, baftă mâine! Mulțumesc! Cum să How many?